Premiul Criticii pe 2016 pentru mare actriță Valeria Seciu. Ceremonia a avut loc în această seară în cadrul Festivalului Național de Teatru, înainte de proiecția celui mai recent spectacol realizat. Este vorba despre Livada de Vișini în regia lui Alexandru Lustig, o producție filmată în platourile televiziunii române. La 77 de ani, Valeria Seciu o interpretează pe Liubov Ranevskaya și face un rol testamentar, au spus criticii de teatru.